suntem în legătură cu colega noastră Oana Pascaru, care se întâlnește acum cu Dana Marihuana, care are o schimbare foarte importantă în viața ei. Aida, te invi la bucătărie Pâș-Pâș. Oana, ai legătura. Bun găsit tuturor și la mulți ani, un an cât mai bun vă doresc. Eu, alături de mine, o am pe Dana Marihuana, care a ales să prezinte în exclusivitate la emisiunea Exclusiv VIP noua sa locuință pe care a închiriat-o acum trei săptămâni, scuzați-mă. Dana, mulțumesc mult că ai acceptat să ne arăți noua ta locuință. Spune-mi un pic cum este în casă nouă. În primul rând, la mulți ani. 2 câte 2, cum am mai zis, 2022. Înainte credeam că este lumea de lumină sau lumea de întâlnerii, cele două lumi, dar acum mă gândesc la femeie și bărbat sau bărbat și femeie 2-2. Dana, te rog, haideți. Bine ați venit aici, da, este un loc, nu este o dorință după, peste noapte, este o dorință de zeci de ani pe care o am și care mi-a dictat-o conștiința mea. Mi s-au îndeplinit foarte multe dorințe deodată, adică se numește Hanul Artiștilor. Este un loc în care artiștii poate să se întâlnească și să ne arate fiecare talentele lor. Asta voiam să vă zic, arată ca un salon de nunți. Văd aici, te rog frumos, Vali, să le arăți și telespectatorilor. Uitați, doamnelor și domnilor, Dana Marihuana are o scenă acasă la ea. Scuze-mă, permite-mi. O scenă, da, care, dacă nu cânt în altă parte, pot să cânt și aici, e una. Și ceilalți care, de exemplu, vineri o să avem seară de folk, de-abia aștept să îi ascultăm. Cât dai pe lună pe chirie? Nu zic. Îmi spuneai tu adineauri la telefon că te-am întrebat dacă este propria ta locuință și ai spus că tu nu-ți permiți nici în două vieți. Nu, în 10 vieți. Nici în 10 vieți am făcut un calcul așa. Nu m-aș reuși să-mi iau o asemenea clădire. Dar pentru mine și pentru ceilalți este o onoare să fim aici. Este o clădire de pe timpul monarhiei și ne bucurăm să trăim aici și ca vibrație energetică. Cum ai ales această locație? Îmi spuneai că de 3 săptămâni ai decis să te muți aici cu totul, nu? Era să zic și cu tortul. Da, m-am mutat cu totul, da, nu mai stau, da, mereu ne gândim că până și regii stau separat de partenerul meu și mă dezvolt, consider că la 42 de ani ai mei trebuie să mă bucur de gândirea mea sau de ceea ce, de atracția mea personală. Dana, văd o mobilă foarte frumoasă, însă rog pe colegul meu să le arate telespectatorilor că ți-ai luat și tablourile pe care noi acum, doamnelor și domnilor, vi le-am prezentat în urmă cu câteva luni în exclusivitate. Spune-ne, te rog, ceva despre aceste lucruri. Păi, pe peretele acestea sunt lucrările mele, pe celălalt perete sunt al unei prietene de ale mele astăzi. Fate este un spațiu, sau dacă cine vrea un spațiu mai mare, îi acordăm și acești pereți pe care sunt ale noastre. Și își fiecare pictor, cântăreț, sculptor, orice din domeniul artei poate să se exprime aici. Ai spus tu un lucru care mi-a trezit foarte mult curiozitatea. E ca o a treia renaștere, după părerea mea. Închiriezi acest loc pentru petreceri sau nu? Nu. Aici nu este o afacere, este o locație de suflet, care mă bucur că nu sunt singură și că o pot împărtăși și cu ceilalți. Ceilalți, te rog să-mi spui. În presă a apărut cum că te-ai despărțit de partenerul tău de viață. Este adevărat? În momentul de față, în ce relații vă aflați? Da, vreau să explic un pic această întâmplare, pentru că eu 7 ani de zile am trăit, când iubești pe cineva, trăiești în omul acela. Am considerat că trebuie să mă retrag și să fiu eu cu mine și să-l las și lui e mai bine acum și mie. Și sunt practic eu cu toată lumea, din nou. Ceea ce mă bucură.
Asta se înțeleg că... Cred că și el simte o eliberare din partea mea. Deci este adevărat, v-ați despărțit? Dacă într-o iubire și între două persoane, la un moment dat devine acidă relația și atunci noi ne-am retras. Cel mai bine, că altfel începi să te distrugi unul pe altul sau cei din jurul respectivului, ceea ce nu-mi doresc, nu mi se pare corect. În ultima perioadă relația devenise toxică, să înțeleg? Nu chiar. Foarte multe certuri, neînțelegeri, de la ce începeau neînțelegerii? Nu, fiecare avem defectele noastre. Eu dacă trăiesc în persoana respectivă, încep să le cunosc, încep să nu-mi convină, dar totuși iubesc persoana aia. Așa că mai bine renunț la defectele astea, fiecare să le aibă în felul lui. Eu mă retrag, nu mai simt acelea, nu mă mai deranjează și o iau pe persoană ca atare. Mulțumim mult, Dana, pentru intervenție. La mulți ani încă o dată din partea întregii echipe. Doamnelor și domnilor, cam acestea sunt informațiile. După cum puteți să vedeți, Dana Marihuana a ales o casă, o locuință aparte, de mai bine de 3 săptămâni.